Trotuarele au devenit patinoare în această perioadă. Tot mai mulți oameni suferă fracturi după ce alunecă pe gheață. Secția de ortopedie de la Spitalul din Drobeta, Turnul Severin, s-a umplut peste noapte cu astfel de cazuri. Să ieși din casă în această perioadă este o adevărată provocare. Sute de oameni au ajuns la urgențe cu fracturi, luxații, entorse și chiar traumatisme craniene după ce au căzut pe gheață. Victime ale poleiului sunt în special bătrânii și copiii. De mult ne-am mai confruntat cu o asemenea prezență la camera de gardă. Presupun că chiar s-a triplat numărul lor. Oamenii sunt nemulțumiți că trotuarele nu au fost curățate nici de zăpadă și nici de gheață. Vreau să pun un material care nu era alunecos și plus de asta trebuie curățat. Nu mai capcane. O să încercăm să facem demersul la protecția consumatorului. Trotuare necurățate, așa e? Exact. Nu știi care... Adică, treapta aia dintre trotuar și, cum să spun, strada propriu-zisă, nu există. Legea prevede amenzi între 200 și 500 de lei pentru persoanele fizice care nu-și curăță trotuarul, iar pentru persoanele juridice sumele sunt între 500 și 2000 de lei.